Florin de Cuseară, un cântăreț de 46 de ani din Constanța, a murit neașteptat. El cânta la diverse evenimente, dar avea și un loc de muncă stabil la centrala nucleară de la Cernavodă. Destinul său s-a schimbat dramatic când a căzut pe neașteptate în timpul orelor de lucru. El a stat intubat și ventilat mecanic timp de șase zile, dar din nefericire, corpul lui a cedat. Colegii de breaslă sunt devastați de durere. Printre aceștia se numără și Emilia Ghinescu. După moartea lui Florin de Cuseară, cei lăsați în urmă sunt acum întristați și plini de întrebări, de la rudele sale până la colegii de Braslă care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Pierderea sa a fost simțită și de mari nume din industria muzicală, inclusiv Emilia Ghinescu, care și-a exprimat profundul regret în legătură cu moartea artistului, care a fost una neașteptată. Citez, câte mai aveai de spus? Câte mai aveai de trăit? Dumnezeu să te odihnească! Un om minunat și un coleg excepțional! Drum luminat Florin de Cuseară! A transmis Emilia Ghinescu în mediul online.